Procedura de emitere a cardului profesional european a început, anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și cele deja înregistrate în evidențele instituției, pot să intre deja în posesia acestor carduri. Proiectul vizează introducerea unui sistem informatic modern care gestionează informații referitoare la titularii de card, angajatori și locurile de muncă oferite. Astfel, devin mai facile acțiunile de mediere între factorii interesați de ocuparea unui loc de muncă. Accesul propriu-zis la informații se face printr-un mecanism de autentificare ce are la bază cardul profesional european. Proiectul are ca obiectiv general creșterea calității și transparenței serviciilor de ocupare oferite persoanelor interesate de un loc de muncă, dar și angajatorilor. Emiterea cardurilor are loc în cadrul unui proiect strategic la nivel național, finanțat din fonduri europene. Principalii beneficiari ai cardului sunt cei care își caută un loc de muncă, implicit șomerii, care în ultima vreme s-au înmulțit în județul Suceava. Rata șomajului înregistrată în luna iulie indică 5,56%, în creștere cu 0,44% față de luna trecută. Tendința este specifică și repetativă pentru această perioadă a anului, în care tinerii absolvenți finalizează studiile și optează pentru începerea carierei profesionale. 1304 persoane din această categorie s-au înregistrat în evidențele șomajului. Din totalul absolvenților, 83% au terminat liceul sau o școală post-liceală, 11% au finalizat o școală profesională sau gimnaziu și 6% sunt absolvenți de studii universitare. Ei intră în evidențele agenției ca șomeri neindemnizați, parcurgând o perioadă de căutare a unui loc de muncă prin aport propriu sau prin suportul oferit de serviciul de mediere a locurilor vacante. Pentru cei care demersurile de ocupare nu s-au finalizat cu inserția pe piața muncii, AJUFM Suceava va organiza o bursă a locurilor de muncă în data de 27 septembrie. Din baza de date a agenției reiese că în județul Suceava sunt înregistrați 13.589 de șomeri.